de acțiune. Deci ce experiența noastră, cea ne-a determinat să îndemnăm cadrele didactice să facă și poate că puteți și dumneavoastră să luați ceva din aceste exemple și să le utilizați pe viitor. În primul și în primul rând, primul lucru care trebuie gândit și făcut în momentul în care încep să predai, mai ales în online, când nu poți să adaptezi atât de ușor și din mers, primind un feedback instantaneu în timpul cursului, seminarului sau laboratorului, este ceea ce tu numești care este rezultatul educației. Și acestea trebuie obligatoriu să fie foarte bine definite și clare, atât dumneavoastră, cadrelor didactice, cât și studenților, mai ales pentru următoarele săptămâni. Trebuie să știi exact ce dorești ca studenții să învețe, să experimenteze și să dobândească, să știe, să cunoască ce abilități vor trebui ei să aibă la sfârșitul semestrului sau peste o lună. Acest lucru noi îl facem foarte des. Este parte din syllabus, din competențele pe care noi le avem. Dar acum ele a trebuit spart într-un plan săptămânal, în resurse mici, într-un plan pentru fiecare curs, pentru fiecare laborator. Iar acest lucru a trebuit să fie validat prin activitățile pe care le puteai face cu studenții în mediul online și ce rezultat doreai să obții cu studenții la final, ce tip de activitate și de rezultat dorești să faci. Noi am sugerat că acest lucru să fie foarte clar, foarte bine structurat și prezentat studenților într-o pagină care să existe în campusul virtual, iar toate activitățile și cu sarcinile pe care studenții le-au primit să aibă termene foarte clare, iar acestea să fie integrate în calendarul din campusul virtual, încât toți studenții să cunoască exact ce au de făcut, când au de făcut. Este mult mai ușor să înveți, să faci orice activitate când știi ținta. Știi unde vrei să ajungi. Știi exact ce se așteaptă de la tine, ce trebuie să faci. Și ținta nu trebuie să fie doar una general. A, la sfârșitul semestrului avem un examen, dă să terminăm un proiect. Nu. Ea trebuie să fie o țintă săptămânală, spartă în bucăți mai mici. Fiecare, tot timpul, studentul trebuie să știe, mai ales în mediul online. Suportul studentului în mediul online este vital, mult mai important decât poate în cel față în față când interacțiunea este diferită. De asemenea, am sugerat să se realizeze și notificări către studenți, încât studenții să cunoască tot timpul ceea ce au de făcut, încât să existe și această interactivitate cât mai mare. Aceasta a rezultat prin acest grafic, după cum vedeți creșterile peste tot, știu că sună ciudat, dar care arată efectiv ce tipuri de resurse s-au realizat și s-au făcut în această perioadă. Bineînțeles că cel mai mult sunt folosite fișierele, da? Deci încărcarea de fișiere de resurse educaționale standard sunt foarte multe, dar îmi permit să vă atrag atenția și asupra altor numere foarte mari, teme de casă, bloguri, da? Wiki-uri, quiz-uri foarte multe, forumuri în care se comunică, forumuri de discuții și de resurse și de reflexie a informațiilor, inclusiv integrările de HYP și sesiunile de Zoom care sunt integrate complex sau laboratoarele virtuale. Bineînțeles, cum am zis, fișierele de toate felurile și dosarele și resursele existente sunt numerele cele mai mari. Ce a fost pasul pe care noi l-am încurajat pentru cei care nu le aveau sau nu le aveau la zi, ultima variantă sau cu ultimele informații, să se integreze absolut toate materialele de curs, laborator sau de proiect în format digital în campusul virtual? Ele au fost realizate într-o multitudine de structuri și de resurse, care au fost fie simple PDF-uri, ne-am încurajat puternic PDF-uri, fiindcă peste jumătate dintre studenții politehnice accesează campusul virtual prin platforme mobile sau prin aplicația mobilă, atât în Android cât și în iOS, iar existența unor alte tipuri de fișiere este mult mai greu de gestionat de pe interfețele mobile. Pagini web cu foarte multe imagini, cu elemente multimedia, cu simulări, cu video realizate atât de în campus, sunt foarte multe video filmate în laboratoare și în, să zicem, în sălile Universității Politehnica de-a lungul timpului sau chiar și acum unele dintre ele, cât și foarte multe alte resurse online care au existat din alte locații. Aceste resurse au fost integrate toate în campusul virtual. Ceea ce noi am încurajat este interacțiunea mai ales în zona de video și pe toate materialele. Posibilitatea ca studenții să ia notițe direct pe material, încurajarea lor, instrucția lor cum să facă acest lucru. De exemplu, aici este
un exemplu de integrare cu H5P pentru un video, care e un video care este de pe YouTube, realizat de alte universități, este o resursă educațională deschisă, un OER, cum noi îl numim, care a fost integrat cu un test, cu întrebări, atât în interior, care sunt întrebări de autoverificare a cunoștințelor și care încurajează studentul să înțeleagă, să urmărească și să înșusească mai bine, poate, cu siguranță mai eficient, cunoștințele pe care le au despre un anumit subiect. Aceste resurse au fost constant încurajate. De mai bine de 10 ani, Centrul de e-learning organizează foarte multe workshop-uri, sesiuni de training, ghiduri de integrare a resurselor educaționale online deschise și a cursurilor online. Așa cum și domnul rector a menționat, noi am creat inclusiv Unicampus, care este o platformă online deschisă, liberă, cu cursuri și cu resurse. Acest lucru l-am sugerat în continuare cadrelor didactice, măcar la nivel de integrare de resurse educaționale. Dar pasul următor a fost realizarea și de activități pe baza acestor resurse educaționale online, de cursuri online libere, care să permită studenților descoperirea, învățarea online, în alte cursuri, în cursuri pe care cadrul didactic, de exemplu, le indică, le recomandă, le-a validat calitativ deja și reflexia asupra ceea ce învață, plus urmată după aceea de o prezentare în întâlnirile online a ceea ce au învățat, a experiențelor proprii de acolo și prezentarea unui subiect îngust, foarte specializat, care a fost învățat într-un alt curs online de tip MOOC, da? Deci Massive Open Online Courses sau resurse OER. Nu voi insista aici, pentru că al treilea webinar, care va fi peste două săptămâni, împreună cu colegele mele Carmen Holotescu și Gabriela Grosec, va fi dedicat integral integrării resurselor educaționale deschise și a MOOC și altor exemple într-un curs. Am încurajat constant și continui să încurajez pe absolut toată lumea, așa cum și noi o facem, să colaboreze cu colegii din România și din străinătate. Poate că sunt idealistă, dar mi-aș dori foarte mult să putem să avem și noi în România, nu știu, un Merlot, care să nu fie în engleză, deci o platformă online de resurse educaționale, ci în română, unde să putem să avem împreună ceea ce am dezvoltat ca și resurse educaționale, ca și simulări, ca și exemple multimedia din laborator și din proiect și pe care să le punem împreună și să le putem reutiliza cu toții dintre noi. Poate că acum este momentul ca noi chiar să realizăm acest lucru. Știu că foarte mulți colegi dintre ai mei au făcut acest lucru și continui să cred că aceasta este singura noastră șansă de a depăși această perioadă cu bine, cu succes, cu utilizarea corectă a tuturor resurselor, să colaborăm cu toții și mai ales și cu colegii din străinătate, acolo unde se poate.